Muzică populară, dans și voie bună la cea de-a doua ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Populară Benone Sinulescu, organizat în acest weekend la Buzău. Pe scenă au urcat nume cunoscute din muzica populară românească, precum Aneta Stan, Paul Surugiu sau Laura Lavric. Cel mai așteptat moment al festivalului de drăgaică a fost cel al recitalului maestrului Benone Sinulescu. Îndrăgitul interpret i-a purtat pe spectatori într-o călătorie muzicală de suflet. Cele mai frumoase cântece din repertoriul întregii sale cariere artistice au bucurat inimile iubitorilor acestui gen muzical. Toată lumea doarme, dar la mine de trei zile somnul nu mai vine. Stau la geam și tot privesc căsuța din livada unde stă mândruța. Pentru mine acest festival înseamnă o recunoaștere a ceea ce am făcut de pedagog până acum în domeniul cântecului nostru popular și mai ales cel de pe Valea Buzăului. Pentru mine e o onoare să fiu prezent în cadrul acestui festival, pentru că acest festival poartă numele unui mare artist român, Benone Sinulescu. E la a doua ediție și mi-aș dori să fie o continuitate în realizarea acestui festival, mai ales că vine foarte multă lume de peste tot. Încercăm alături de Drăgaică, care sărbătorește în acest an 240 de ani, se cuplă cu cel de-al doilea brand al municipiului și județului Buzău, Benone Sinulescu. Mare emoție au avut și tinerii interpreți de muzică populară care au cântat pe scena sălii Consiliului Județean Buzău în cadrul concursului de folclor. Juriul a fost condus de maestrul Benone Sinulescu, iar prezentator a fost renumitul gazetar George Stanca. La Benone Sinulescu ca să capăt experiență. Am început să cânt de la vârsta de 8 anișori, nu chiar de mult timp, dar am progresat cumva în acești ani. Organizat de Primăria Municipiului Buzău și produs de Asociația Culturală Spectaculis, festivalul dorește să devină o pepinieră de descoperire a tinerelor talente ale muzicii populare românești.